Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Istoria Bisericii Boteanu Ieni din capitală începe acum mai bine de 330 de ani. În mahalaua Boteanului, jupân Mihul a ridicat un mic lăcaș de lemn cu hramul Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Credința sa era într-atât de profundă încât mai târziu jupânul va intra în cinul monahal. 80 de ani mai târziu, Maxem și Gheorghe Mihuleț, nepoții jupânului Mihul, ctitoresc la 1760 o biserică de piatră pe temelia primeia, deoarece aceasta a începuse să se deterioreze. Următorul ctitor va fi 149 de ani mai târziu, o anume Zoe Rioșanu, care, în amintirea fiului său avocat și deputat Mihail Rioșanu, a făcut o donație consistentă, ajutând la ridicarea bisericii de azi. Arhitectul desemnat a fost N.C. Mihăiescu, școlit la Paris. Pictura în tempera, în stil neobizantin și semnată de pictorul Vasile Damian, a fost realizată între anii 1909 și 1911. Picturile Fecioara Maria cu pruncul de pe cupola altarului și Iisus Pantocrator sunt operele părintelui Arsenie Boca, care în anii 60 putea fi văzut adesea la Biserica Boteanu. Splendide coloane și brâuri traforate în lemn de stejar îmbracă tâmpla bisericii, autorul acesteia fiind sculptorul Babic. Hramurile bisericii evocă istoria acesteia. Cel mai vechi, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuit la 29 august. Al doilea hram pe care îl păstrează Biserica Boteanu Ieni este Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, prăznuit la 23 aprilie. La începutul secolului 20, biserica primește un al treilea hram, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, sărbătoriți la 8 noiembrie. În martie 1977, o altă veche ctitorie ortodoxă, monument istoric de la 1611, și anume Biserica Ienii, s-a năruit la cutremur. Pentru a nu se pierde numele acesteia, Biserica Boteanu a primit și numele Ienii, preluând și enoriașii bisericii dispărute, prilej cu care s-a adăugat încă un hram, Sfânta Mare Muceniță Varvara, celebrată la 4 decembrie. Biserica Boteanu adăpostește părticele din moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț. Există mărturii care spun că rugăciunile lui ridicau oamenii din patul durerii. Avea această putere și mai avea două daruri, cel al profeției și al clarvederii. În 1960, la numai 47 de ani, fiind grav bolnav, se mută la cele veșnice. În 1992 a fost canonizat și este pomenit în fiecare an la 5 august. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.